Vrem să vă informăm încă o dată pe această cale că și în perioada mini-vacanței de 1 mai, Poliția Rutieră este pregătită să intervină pentru asigurarea afluenței și siguranței pe drumurile din România. Ca o medie zilnică a polițiștilor care vor acționa în această perioadă, putem să spunem că vom fi prezenți aproximativ 1500 de polițiști rutieri la nivel național. Vom acționa de asemenea cu peste 300 de aparate radar, care nu au scopul de a aplica neapărat sancțiuni, însă sigur că vom face și acest lucru atunci când situația o impune. Pe principalele artere care converg către litoralul Mării Negre, vom primi sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului General al Aviației, vom survola principalele artere cu un elicopter și vom putea dispune măsuri corespunzătoare pentru asigurarea afluenței pe arterele care sunt mai aglomerate.